Și discutăm în continuare despre tot ceea ce se întâmplă peste ocean în plan politic în aceste zile. Vorbim cu Marian Petruța, jurnalist în Chicago. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult că sunteți din nou alături de noi. Am vorbit ora trecută despre Joe Biden și discursul acestuia, pentru că ora trecută am și urmărit în direct discursul actualului președinte al Statelor Unite. Aș vrea să vorbim și despre candidatul democraților, despre Kamala Harris. Cine este ea mai exact și cum este ea percepută de americani? Sigur, părerile sunt împărțite în funcție de ce tabără vorbim. Kamala Harris este fost procuror în statul California, senator și apoi aleasă vicepreședinte în actuala administrație Biden. Rolul vicepreședintelui este unul mai puțin vizibil de obicei, dacă este să comparăm chiar cu vicepreședintele republican Mike Pence în perioada lui Donald Trump, pentru că ceea ce fac ei este mai puțin vizibil, au un rol consultativ în administrație și bineînțeles că Kamala Harris în prezent, fiind prin această conjunctură de împrejurări, retragerea lui Biden și nominalizarea ei, a devenit ținta atacurilor republicane în ceea ce privește activitățile ei în cei 4 ani. Dar sigur că activitățile ei țin de fapt de întreaga administrație, pentru că lucrurile care se întâmplă într-o administrație sunt asumate atât de președinte cât și de președinte și între cabinetul. Deci tot ceea ce s-a întâmplat în actuala administrație Biden-Harris este și reușita sau mai puțin reușita sau eșecul și candidatei Harris. Lucrurile pe care le-au făcut Biden și Harris în cei aproape 4 ani de guvernare le-a listat și le-a numit Joe Biden această seară pentru cei care au urmărit acest discurs pe care l-a avut la convenție. Nu a fost un discurs de rămas bun, cu s-ar fi așteptat mult, și un discurs, după cum s-a văzut, plin de entuziasm și un Joe Biden mult mai vigoros decât dățile trecute, când, având acele probleme de sănătate și medicale, a apărut extrem de ramolit. Dar el și-a asumat această retragere. Este conștient că vârsta, chiar dacă și-ar fi dorit să continue pentru încă 4 ani, și sigur, și suportul liderilor democrați care au spus că ar fi bine pentru mai multe șanse să o lase pe Kamala, acesta s-a retras, o avem pe Kamala și, după cum se și vede în aceste ultimele 4 săptămâni, o lună de zile de când a intrat în această cursă, a stârnit un entuziasm extraordinar în Partidul Democrat. Acest lucru se vede prin donațiile pe care a reușit să le adune, prin mobilizarea voluntarilor, prin acest număr din ce în ce mai mare la meetingurile electorale. Și, sigur, culminează cu această convenție care are loc zilele acestea la Chicago și în următoarele zile, cu siguranță că va exista același entuziasm, dar rămâne de văzut dacă acest entuziasm va fi transferat și cetățenilor care ar trebui să iasă să voteze. E și o antiteză în care se plasează Kamala Harris față de Donald Trump în foarte multe planuri. Condamnat, așa cum îl numește ea, versus procuror, fost procuror, om care este de partea legii în orice caz. Joe Biden și Kamala Harris, oameni familiști, în timp ce Donald Trump este un om care este implicat în scandaluri sexuale. Kamala Harris, omul tânăr și viguros, așa cum spuneați și dumneavoastră, în timp ce Donald Trump deja are 8 decenii de viață. Și atunci, cât de mult contează aceste valori și aceste mesaje pe care le transmit democrații pentru americanii de rând? Cât de mult contează pentru ei aceste lucruri? Trebuie să subliniez faptul că ați spus că Kamala Harris îl numește condamnat. Nu Kamala Harris îl numește condamnat.
Această condamnare a primit-o din partea juraților, din partea justiției. De fapt, a juraților. Pentru corect, că dar este un lucru pe care el accentuează în discursul său, la asta mă refer. Corect, corect. Sigur că da. Am vrut să specific acest lucru pentru că nu e doar... Sigur, din punct de vedere politic se aruncă această vinovăție că da, este nedrept că Trump a fost condamnat și este folosită această condamnare în această campanie electorală. Să nu uităm că aceste procese au început de mult timp, cel puțin investigațiile și adunarea probelor. Întâmplarea face că acest lucru a ajuns pe final în 2024. La fel putem spune și despre Donald Trump. Candidatura lui este motivată în mod cert de încercarea lui de a se apăra de justiție. Sigur, există cale de atac, procesul nu este complet finalizat pentru că există măsuri de a mai ataca această decizie. Kamala Harris însă, sigur că fiind în campanie electorală, trebuie să se diferențieze de candidatura lui Donald Trump, de cine este Donald Trump. Și se folosește nu doar de acuzațiile acestea, ci de întreaga activitate pe care a avut-o Donald Trump, nu doar în timpul președinției, ci chiar de-a lungul vieții. Dacă e să îl luăm la analiză. Vreau să vorbim și despre ceea ce se întâmplă în jurul acestei convenții în Chicago, pentru că sunt manifestații ample, pro-palestiniene și pentru încetarea focului, pentru eliberarea ostaticilor și, bineînțeles, pentru ca Statele Unite să nu mai acorde sprijin Israelului. Cum arată Chicago în aceste zile? Chiar am fost astăzi în inima orașului Chicago, în zona unde are loc convenția democrată la United Center. Există un parc în apropiere unde în jurul prânzului deja se adunaseră mii de protestatari. Democrația americană și nu doar democrația americană presupune și aceste proteste. E parte din această societate vibrantă pe care o avem aici în America. Și acești protestatari, bineînțeles că au fost atât pro-Palestina cât și pro-Israel. Ambele tabere au avut reprezentanți. Sigur, palestinienii au fost categoric mult mai mulți. Alături de ei au fost proteste al celor de la alte organizații civice din Chicago și nu numai. Ei au protestat și vocea lor a fost auzită, pentru că dacă am urmărit și ați urmărit discursul lui Joe Biden, aceștia i-a menționat și le-a spus că acești protestatari au dreptate în ceea ce privește războiul din Gaza, oamenii care sunt uciși acolo. Dar pe lângă aceste proteste legate de război, s-au numărat și alte nemulțumiri pe care cei care au fost acolo la aceste proteste s-au numărat, precum dreptul la avort, imigranții, cei care nu au un statut legal încă aici în Statele Unite. Sunt lucruri pe care acești protestatari au încercat să le aducă și să le scoată în evidență cu ocazia acestei convenție.